Inspectoratul școlar, prin Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, a structurat, așa cum am subliniat și în alt grupaj informativ, Planul Local de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic. Document prin care fac referiri la aspecte importante ale vieții din județul Neamț. Parcurgerea acestor capitole asigură informații utile privind calibrarea învățământului profesional și tehnic din județ. Capitolul 3 a fost realizat de către Camera de Comerț și Industrie și cuprinde date despre economia, despre principalele domenii ale economiei județului. Aici nu pot să intru în detalii pentru că nu este punctul meu forte. Eu preiau de la Camera de Comerț prin sprijinul domnului președinte Mihai Popei, care în fiecare an are amabilitatea și ne trimite documentul. Dacă o să vă uitați acolo, sunt date interesante despre evoluția principalelor domenii, industrie, agricultură, comerț, servicii, construcții, piscicultură, silvicultură și așa mai departe. Un alt capitol important în structura documentului amintit este cel realizat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț cu referire la piața muncii și evoluția șomajului. La capitolul 4, capitolul 4 a fost actualizat de către Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă prin sprijinul doamnei director Rodica Popescu, Rodica Titela Popescu. Și de asemenea aici sunt date tehnice privind evoluția șomajului, evoluția numărului de șomeri, evoluția șomerilor tineri, atât la nivel județean, cât și la nivel de regiune și la nivel național. Tot în capitolul ăsta o să găsiți măsurile și proiectele în care este implicată AJFMO privind integrarea șomerilor, privind recalificarea, reconversia și tot ce ține de proiecte privind introducerea în circuitul activ al forței de muncă activă a șomerilor, în special a șomerilor tineri și a șomerilor cu durată lungă de inactivitate. Planul Local de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic este un document reactualizat anual prin care instituțiile implicate în activitatea Comitetului Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale realizează o proiecție a măsurilor necesare pentru pregătirea forței de muncă, ce va lucra în societățile comerciale ale județului în viitorii ani.